cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și crește mora. Bună dimineața, oameni buni, am întârziat un pic. Dacă ar fi să am un motiv pentru care am întârziat, e că am citit ca în fiecare dimineață anunțurile privind avariile de la Apaserv ca să știu să mă pregătesc pentru emisiune. Așa am făcut și introducerea pentru emisiunea de astăzi, în care a ajuns, pentru care a ajuns în studio Vlad Angheluță, managerul de la compania județeană Apaserv. Bună dimineața, bine ați ajuns. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Deci, cum să vă spun, am început-o direct, ați văzut. Deci n-am mai stat să... Avarii. Suntem o prezență constantă în viața clienților noștri și e important să comunicăm. De ce v-am chemat? Haideți să vă spun de ce v-am chemat. Aveți un material care a apărut în Mesagerul de săptămâna asta, săptămâna trecută, practic, de joi, care a apărut și pe online astăzi. Și, mă rog, am observat că în ultima perioadă ați început să transmiteți către populație câteva lucruri de care e nevoie pentru ca să poată produce o interacțiune mai bună. Asta nu înseamnă că nu uităm problemele. Cu siguranță nu. Deci astăzi vreau să lămurim câteva lucruri, inclusiv cu proiectul în derulare. Eu nu pot să pronunț POIM, nu știu de ce nu pot pronunța POIM. Pentru că el se cheamă proiectul major de dezvoltare. Așa, proiectul major de dezvoltare. De apă și apă uzată. Finanțarea e pe așa. Bun. Da. Deci discutăm și despre asta, dar la început, haideți un pic să vorbim în 2-3 minute despre strategia asta de comunicare cu cetățeanul, măcar atâta se simtă cetățeanul că este băgat cumva în seamă, în afară de factură. Eu am avut un demers constant și dacă v-ați uitat și modul în care comunicăm cum funcționează compania, cu ce probleme ne confruntăm, am schimbat un pic mesajul în sensul de a expune tuturor contextul în care acționăm, constrângerile cu care ne confruntăm zi de zi, să intrăm un pic în mai amănunt în ceea ce privește partea asta de operațional, să explicăm mai mult ce înseamnă efectele secetei, pe Facebook să transmitem altfel atunci când facem intervenții la avarii sau la lucrări programate, să arătăm prin imagini, că imaginile câteodată sunt foarte sugestive, ce înseamnă o intervenție la fața locului, cum începe, cum se derulează, cum se închide această intervenție. Încercăm să ieșim un pic din șabloanele trecutului pe partea asta de comunicare. Trebuie să facem pași pe toate căile și nu numai când vorbim de comunicare, dar vorbim strict acum de modul în care alegem să comunicăm, modul în care lucrăm zi de zi. Păi, uite, a fost o problemă. Impact, pentru că se vede și e vizibil, da, chiar în modul a fost în care o problemă majoră. Zona, aveți două zone mari cu probleme și multe alte zone mai mici. Da. Da. Zona Târg, zona Roman. Pe zona Târg tot timpul era nu este apă, nu este apă, nu este apă. Nimeni n-a venit să comunice foarte clar, să spună, domne, nu este apă, pentru că e ciuruită conducta, asta o știm, sigur, sigur. Dar mai, nu este apă și pentru că în zonă este secetă. A fost secetă. A fost o perioadă grea și pentru mine, pentru că a fost o presiune fantastică de la vârf până la lucrătorii care de zeci de ani lucrează în zona nord, dacă este să mă refer strict la locul în care m-am născut și am crescut, că e vorba de Târgu Neamț. Aceeași presiune am simțit-o și din zona Romanului. Am încercat să interacționez cu oamenii și m-am plimbat cât am avut ocazia prin oraș în perioada asta și am încercat să stau de vorbă și om cu om, să înțeleagă contextul exact în care se întâmplă lucrurile astea, că nimeni nu este bucuros că trăim o criză de genul ăsta. Oameni care de 25 de ani lucrează în companie și vorbesc acum strict de zona nord, nu s-au mai întâlnit niciodată cu o secetă așa de cruntă, așa cum am avut începând de luna iulie și care vedeți că a persistat până prin septembrie, când s-au mai reglat un pic precipitațiile. Puțin. Acest fapt este combinat cu problemele majore tehnice pe care le avem pe rețeaua de aducțiune, care suplinește nevoia de apă a zonei nord, că nu vorbim doar de orașul Târgu Neamț, vorbim de 5 comune importante
care au fost afectate în această perioadă. Eu zic că 80% din oameni înțeleg contextul în care suntem acum. Am transmis cât s-a putut de bine și am comunicat mult, foarte mult și sub presiunea unor manifestații care au avut loc în stradă, au avut loc la sediul primăriei, la sediul APASERV. Am încercat să avem un dialog constant și continuu cu oameni nemulțumiți. Clar, este cel mai mare disconfort, mai ales în zona urbană, atunci când ai copii, când ai bătrâni la etajele superioare, cum a fost cazul orașului Târgu Neamț, 3, 4, etajele 5, în anumite zone din oraș să nu ai apă la robinet. Și măcar acum, în al 12-lea ceas, sper să înțelegem cu toții ce rol major are o infrastructură de o infrastructură sănătoasă de apă în viața fiecăruia dintre noi. Este un disconfort major, sunt situații de criză pe care noi nu dorim să le retrăim. Am refăcut niște documentații și vorbim acum și de soluții, pentru că soluția pe termen scurt, din păcate, nu există, pentru că nu se pot face investiții peste noapte, pentru că sunt investiții extraordinar de complicate. Avem exemplu de la Piatra Neamț. Și avem exemplu de la Piatra Neamț. Să vedem în Piatra Neamț că toți cetățenii tot au o problemă administrativă la capitala de județ și văd ce se întâmplă, de exemplu, când se implementează o investiție de genul ăsta în zonă urbană și vorbim de această conductă de aducțiune schimbată pe bulevardele Traian și Decebal, ce disconfort major presupune o investiție de genul ăsta, decât nu de alte atâta. Multe este nu legat. Atâta. Și să vă mai spun ceva. Vorbim doar de o conductă de aducțiune, nu vorbim de o schimbare integrală de rețele exact. De distribuție pe cartiere. Asta vroiam să vă spun. E doar conducta, hai să spunem așa, conducta principală. Am zgâriat suprafața problemei, deci, schimbând conducta principală. Conducta principală din care se alimentează cartierele. Și trebuie înțeles, acolo trebuie să faci racord la fiecare punct de consum. Sau racorduri care alimentează inele de distribuție pe diverse cartiere. Cum eu încerc să vorbesc așa cât mai simplu. Gara Veche. Cât mai simplu pe înțelesul celui încerc care... Încerc să o fac și sper să reușesc, dacă nu să mă corectați dumneavoastră, dacă asta. Nu transmit corect. Așa. Deci, cât de mult contează să poți să programezi din timp lucrările? Pentru că aici, pe Traian Decebal, a fost așa o chestie... Pe repede înainte, trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Da. Noi suntem într-o realitate în care avem nevoie de două tipuri de soluții în momentul de față. Soluția pe termen scurt este, chiar dacă ai pierderi în zonele în care operezi, să fii sigur că măcar ai posibilitatea să aduci apa în rezervoarele care alimentează aceste rețele. Partea de pierderi este la fel de important de reglat, dar asta presupune programe multianuale de investiții. Niciodată atât operatorul cât și UAT-urile în care operăm nu vor avea resursa să o facă. Doar împreună din fondurile colectate de operator, inclusiv acel profit, dacă există sau dacă nu există, sau partea asta de fond IID care aparține de fapt operării acestor bunuri care aparțin localităților, să se întoarcă constant în investiții. Am schimbat și optica în care voi construi bugetul pe 2024, că nu se poate decât împreună și am semnale foarte bune și de la primarii municipiilor Roman și Piatra, că ne schimbăm un pic modul de a gândi prioritățile în domeniul apă-canal și ne dăm seama că nu putem să ne criticăm la nesfârșit, că vedeți unde a adus operatorul o critică de genul ăsta și o minge purtată dintr-o parte în alta, dintr-o tabără. S-au întârziat lucrări, s-au făcut... Se vede în tot ce înseamnă infrastructură în județul Neamț. Și ca o paranteză, eu vă spun părerea mea personală, așa cum o simt de la vârful companiei județene, că nu va veni nimeni în Neamț să ne rezolve nouă probleme. Bun. Vreau să vă întreb ceva. Apropo de alte soluții puse pe vreau să vă întreb ceva. Noi am avut în exercițiu financiar trecut asta cu fonduri europene, investiția la APASERV pentru pentru postmediu a post-mediu. Fost extindere de rețele Bun. Atunci. Spuneți-mi acum mie cum s-a simțit lucrul ăsta în îmbunătățirea serviciilor către populație? O s-a simțit cu siguranță. Unde s-a simțit? Este binevenit. Eu rând, sunt de acord cu dumneavoastră cu orice investiție. Știți că... În primul rând, vorbim de partea socială. Deci eu tot timpul insist pe ce înseamnă componentă socială și de mediu a companiei, care aduce costuri și poate nu de fiecare dată pot să o așez într-o matrice a unei analize cost-beneficiu. Am extins rețele în zone rurale,
în zone care nu aveau apă de calitate. Mai avem mult de mers înainte și în zona asta de a extinde rețele. Extinderea rețelelor s-a făcut în zone care pentru prima dată au primit apă, care pentru prima dată au avut conductă de canalizare la poartă. Paranteze. Vorbim de post-mediu. Paranteze. Ați extins în zone în care pentru prima dată au primit apă. Foarte frumos. Câți abonați sunt acolo? Eu vă pot spune la nivel de județ că avem 240.000 de abonați. Eu am înțeles, dar știți la ce mă refer? Știți la ce mă refer? Sunt indicatori de post mediu care sunt și publici. Nu, eu altceva spun. Că nu aduc profit. Nu, nici măcar nu mă interesează. Deci pe mine mă interesează dacă eu am dus într-o localitate unde am, să spunem, 400 de familii și dacă eu acolo am 10 racordați și 390 neracordați. Noi ne-am îndeplinit indicatorii pe post mediu, l-am închis cu succes și am avut misiune de audit. Am înțeles. Dar asta nu înseamnă că s-au racordat toți sau s-au branșat asta toți. Vreau asta să este spun. O mare problemă. O mare problemă la care, iarăși, tot împreună putem lucra cu cei care implementează și aplică niște legi la nivel local. Mă înțelegeți ce spun. Fac investiții acolo, rezultate. E ok, dar nu am bani de investiții și este o realitate Așa este. În locurile în care am consumul foarte mare. Și am și pierderi. Trebuie să-i aducem pe toți acolo unde au posibilitatea și au la poartă apă și canal, să-i facem să vină să se branșeze, să se racordeze. Pe de altă parte, nevoia din ultima perioadă, vorbim aici începând de la calitatea apei în fântâni în zona rurală, de la nevoia de conformare pe partea de mediu, ar trebui să dea de gândit și factorilor locali care aplică legea și celor de la nivel de județ din deconcentrate împreună cu instituția prefectului care coordonează efortul deconcentratelor care au atribuții în zona asta, să-i facă cu binișorul pe oameni să se gândească să facă lucrul ăsta cât mai repede posibil. Pe de altă parte, realitatea nu ne iartă și vedeți că în zonele în care suntem afectați de secetă, lumea și-a schimbat părerea vis-a-vis de nevoia de apă, pentru că între timp au mai secat și fântâni, au mai puține resurse alternative atunci când vine vorba de un serviciu așa de important ca serviciu de alimentare cu apă. Lucrurile se schimbă și prin prisma oamenilor care trăiesc realități crunte și vorbim de lipsa apei, de calitatea apei în anumite zone. Noi acum suferim în zona rurală și de acest lipsă. Lipsa unei coordonări pe partea asta de a convinge oamenii că este benefic să beneficieze de aceste servicii. Dar aici, pe post mediu, s-a făcut doar o bucățică, pentru că mai avem mult de lucrat și aceste programe multianuale de investiții trebuie respectate ca și o Biblie la slujba de dimineață. Sunt lucruri obligatorii care nu trebuie să apară doar într-un plan de investiții și în bugetul operatorului, ci la fel, într-un echilibru și într-o discuție pe care trebuie să o avem organizată în ADI Aqua, să apară și în secțiunile de dezvoltare la toate bugetele locale. Să vedem acolo că nu vom face doar un cămin cultural sau nu vom face doar 2 metri de asfalt. Și astea sunt priorități. Acolo sunt proiecte ușor de accesat. Dar o prioritate zero ar trebui pentru toată lumea să fie apa și sănătatea. Și apa, vedeți ce investiții complicate presupune și o aplicare constantă de a construi ceva temeinic. Lucrul ăsta a lipsit județului Neamț, să știți. De la perioada, zic eu, 2009, de când operatorul a fost înființat, au fost timide încercări de a face un plan coerent și de a prioritiza lucrările pe toată zona de operare. Noi tocmai am scris. Mă întorc doar un pic. Deci, apropo de asta, noi tocmai am scris despre programul de 300 de milioane în Mesagerul, într-o analiză mai amplă a ce a însemnat o epocă. Am văzut analiza și vă felicit. Așa, ce a însemnat o epocă. Și am spus așa, este un atentat, a fost un atentat la siguranța și sănătatea populației. Apropo de faptul că nu este apă bună de băut în fântâni. Apropo de multe, de banii pierduți, pentru că trebuie să o recunoaștem, dacă îi cheltuiam, acum aveam alții. Aveam o oportunitate să putem intra pe o componentă care eventual ar mai fi suplimentat ceva din nevoile de investiții pe perioada. Și acum, dumneavoastră. Dacă este să vorbim de modul în care construim treaba asta, vreau să vă mai spun că la construcția bugetului pe 2024 și foarte important,
Am pregătit deja adrese pentru toate UAT-urile care au probleme în teritoriu. Împreună cu noi am pus pe hârtie ce înseamnă un plan de investiții. Sper să avem cifre finale în ianuarie, odată cu aprobarea bugetului de stat și cu aprobarea bugetului pe 2024 la toate UAT-urile și la operator. La fiecare UAT, fie că e vorba de Consiliul Județean, municipiul Piatra Neamț, municipiul Roman, orașele din zonă, cei care sunt proprietari de rețele, am trimis la fiecare în parte, vom trimite la fiecare în parte, pentru că urmează, este în procedură și le vom centraliza cât de repede, să fie datele la dispoziția ordonatorilor de credite, ca să aibă tot ce trebuie să aibă la dispoziție informații de calitate de la noi operator, vis-a-vis de nevoia de înlocuire, de reparații pentru bunurile care le aparțin. Împreună cu noi, că buni răi cum suntem percepuți cei de la PASERF, suntem totuși cei care suntem, zic eu, o instituție super bine pregătită, apropo de contextul județean, de a opera aceste rețele. Acum, și sunteți sau nu sunteți, sunteți cei care operează, că nu avem ce face. Suntem operatori. Nu, că vorbim și într-un context în care se mai pun și alte soluții pe masă. Și mă întorc la ce am spus. Nu vine nimeni să ne rezolve nouă problemele în Neamț. Dacă nu înțelegem lucrul ăsta și dacă vom merge pe soluții ușor de spus, care au probabil un impact politic și mai adună 2-3 voturi, dar nu facem nimic altceva, atunci cu siguranță crizele și modul în care va opera APASERV vor fi din ce în ce mai grele și crizele din ce în ce mai acute. Pentru că nu există soluții miraculoase în acest domeniu. Nu vine nimeni să teleporteze rețele noi la Neamț. Principalul atribut al autorităților locale este să le înființeze și să le dea spre operare. Dar haideți să le înființăm, haideți să le mai reabilităm. Să nu uităm că acest operator în 2009 a moștenit peste jumătate din rețele deja expirate, fără sursă de înlocuire. Pentru că toate poveștile cu sursele de înlocuire, cu acest fond de înlocuire și dezvoltare, au decurs după momentul 2009, după aderarea României, după acele două directive de apă și apă uzată. Restul rețelelor care au fost predate în contextul 2009 erau foarte multe rețele construite pe timpul comunismului și se cunoaște cu adevărat lipsa unui plan coerent, repet, din sursă locală, atât de puțină cât există, ea trebuie dirijată și în sectorul de apă și apă uzată. Nu mai putem găsi scuze. Oamenii, oricât de frumos le-ai îmbrăca niște soluții pe care le ai poate pe termen mediu și lung, au nevoie de apă acum. Sau criza, dacă se manifestă acut acum, generează nemulțumiri foarte mari și vorbim aici de un disconfort major, când ai copii acasă, când ai bătrâni, când nu poți efectiv, sau ce înseamnă să duci apă la etajele superioare, nici nu vreau să mă mai gândesc. Pe termen scurt avem soluții, le punem în practică, invocăm acele situații de urgență, dar ele sunt soluții temporare. Haideți, dacă mergem atunci, la Roman, povestesc de eterna lucrare de la Roman. Haideți să începem, da? Pe bucăți, da? Da. La Târgu Neamț. Am înțeles că ați început să aveți apă prin... Da, au fost precipitații în ultima perioadă. Acum aprovizionăm cu succes toată zona nord. Dar de la momentul critic de funcționarea 3 pompe în captarea lungă am ajuns la 8. Funcționăm cu 8. Avem un debit mult îmbunătățit pe captarea Preotești. Captare care în continuu ne pune probleme. Deci nu există săptămână să nu treacă fără 3-4 avarii pe această captare. Dar am optimizat și acolo funcționarea în regim mai bun de presiune. Am schimbat două pompe, o pompă în captarea Preotești, urmează a doua pompă să fie schimbată din cele trei care operează. Sunt niște convertizoare care au altfel de reglaje și sunt mai prietenoase pe partea asta de management a presiunii cu această conductă, dar în continuare această conductă presupune intervenție constantă la avarii. Ce știți despre investiția pe conducta asta? Eu am fost consecvent pe două direcții. Odată că în POIM este prinsă, deci aplicația de finanțare, pentru că nu vorbim de POIM, POIM este acum semnat până la 31 decembrie și ne-a dat o posibilitate extraordinară. Revenim să la lansăm asta. Contractele de lucrări. Revenim la asta. Haideți să vedem ce e pe acolo. Și această conductă de aducțiune este prinsă cu un deviz de 8 milioane în programul major de 8 milioane de euro, deci va fi schimbată integral pe traseul actual, dar între timp am revenit la ce am făcut în 2019 când eram director la APASERV. Am reactualizat acel deviz al unei
suplimentarea debitului din captarea Preotești, vorbim de altă conductă pe alt traseu care va dubla capacitatea existentă acum. Stop. Deci facem una din banii județului, cum ar veni. Una pe fondurile județului sau, dacă dă Dumnezeu să ne ajute și guvernul, să fie un mix de fonduri sau din fonduri pentru chestii. Și vom mai face una pe ce proiectul major, pe proiectul major, că este bine să-i spunem proiect major. Așa. El, pe proiectul major vom avea două conducte acolo. Și vor fi două conducte pentru că avem o captare de apă sustenabilă, foarte bună, cu un debit constant în Preotești. Am și înțeles. Este sursa la care trebuie să... Ce știți despre a doua? Că aia cu cu programul de dezvoltare... Vedem cum este merge. O procedură pe fonduri europene, știți că sunt proceduri mai de durată. Bun. Dar ce știți despre a doua? Despre a doua știu în felul următor, că am refăcut din nou toată procedura la solicitarea APASERV, s-a mers din nou Comitetul Județean de Situații de Urgență, s-a constatat din nou această urgență constatată și în 2019. Între timp, Consiliul Județean cumpărase un studiu de fezabilitate pentru această soluție tehnică, tot în 2019, el n-a mai fost actualizat, a fost reactualizat. Din câte știu eu, acum s-a făcut corespondență către Ministerul Dezvoltării pentru fundamentarea unei eventuale finanțări din fondul de intervenție. Și este scrisoare comună cu documentație din partea instituției prefectului și a Consiliului Județean. Altfel întreb, există vreo șansă? Este în analiza guvernului. De obicei, fondurile astea din fondul de intervenție necesită o analiză interministerială. Eu cred că vom avea succes să finanțăm această conductă, dar nu pot să anticipez un pas din demersul ăsta care nu mai aparține autorităților locale aici. Roman. Aceeași situație și la Pildești-Simionești, seceta nu iartă pe nimeni. Și așa cum și captarea lungă la Târgu Neamț depinde de precipitații, așa, în aceeași situație este și captarea Pildești-Simionești. Nu de ieri de azi, constatată din studiile de început, reconfirmată prin 1985 de Consiliul Județean prin Serviciul de Proiectare Tehnic. Cunoaștem istoria. Tocmai a fost o ședință și am înțeles că s-a dat ca măsură să se aplice o măsură care era în 2009, deja... Când s-au predat bunurile de retur către operator în operare, 2010 mai presupunea o etapă de construcție a unor puțuri acolo. Vorbim de un proiect tehnic pe care vă pot pune la dispoziție, că este interesat de citit, mai ales în primele 10-20 de pagini acolo. Și acea etapă nu s-a mai realizat niciodată. Deci construcția încă a 22 de puțuri. Și acum prin hotărârea Comitetului Noi de acum administrăm tot o situație de urgență. Iarăși am făcut ceva ce nu s-a mai făcut de vreo 2-3 ani și am decolmatat o bucată din șenalul, din Albia, să zicem, Moldovei. Acolo este un canal care de fapt aparține comunității din cordon. Și jumătate din captare am reușit să o reaprovizionăm cu apă, așa cum scriu toate studiile, și să aducem apa cât mai aproape de puțuri și de dren, doar pe jumătatea din aval. Jumătatea din Amonte am fost în teren cu structura locală Seghea Neamț, cât și cu reprezentanții Abasiret. După asta ne-am întâlnit la primăria municipiului Roman, am pus de acord să sesizăm Comitetul Județean de Situații de Urgență. Dar un lucru bun s-a întâmplat, pentru că acum, pe principiul executării tot timpul a unor construcții provizorii, ne-am întors cumva în trecut. Era un lucru bun care se făcea și tot timpul la fața locului vom avea utilaje atât de la noi cât și de la Seghea. Asta presupune și efort financiar. Să păstrăm tot timpul apa cât mai aproape de zona puțurilor. Să reparăm acele ridicări de praguri care au fost executate în trecut de apa, de apele române, care între timp s-au deteriorat de la viituri, și să păstrăm fundul apei cât mai sus. Doar viiturile sunt de vină acolo? Între timp, noi mai acționăm și cu trei pompe. Doar viiturile sunt de vină acolo? Uitați, un element important în studiu din 1985-1990, la capitolul măsuri scria că inginerul respectiv că trebuie desfințate toate balastierele din Amonte. Era scris cum se scriau studiile la vremea aia. Și la pagina 9, una din măsuri, există și chestiunea asta menționată cu balastiere. Bun. Întrebarea, câte balastiere sunt în Amonte? Faptic, asta... Așa, după ce știți dumneavoastră. Eu zic că sunt multe. Sunt vizibile. Nu știu dacă mai au un regim de balastiere sau de amenajări complexe, cum se autorizează acum.
dar devine o problemă sau iazuri. Sau iazuri. Într-o bună colaborare pe care o am cu Facultatea de Hidrotehnică din Iași, unul din profesorii buni de acolo a venit și a făcut niște noi măsurători vis-a-vis de fundul apei, cum era în 90 și cum e acum, și este o diferență de nivel de peste un metru. Vorbim de ridicări topografice, profil topografic de fund de apă. Deci, atunci despre ce vorbim? Este o realitate. Despre ce vorbim? Mă întorc în timp și vă spun că această captare oricum din start depindea de precipitații, pentru că altfel se debușeau. Am înțeles, dar dacă era un metru în plus, dacă era un metru în plus... Era o mare diferență, pentru că vedem aportul lucrărilor la debitele din puțuri că se îmbunătățesc. Deci lucru cu siguranță are rezultat, dar iarăși vorbim de construcții provizorii, vorbim de acele reconstrucții de traverse, de acele refaceri de praguri de fund care la prima viitură iarăși trebuie refăcute. Înainte, pe timpuri, deci din 89 înapoi, operatorul de apă avea tot timpul un buldo excavator acolo. Îmi dați voie să vă spun ceva? Trebuie să facem un cerc. Și în cercul ăsta să spunem așa, care este instituția principală, că sunt mai multe, care avizează înființarea unei balastiere în zona aia? Eu nu știu care e. Dumneavoastră știți? Cred că e competența exclusivă a Apelor Române. Care este instituția care acum vine și spune, merge cu dumneavoastră pe teren, merge pe teren și spune, domne, aici zice, trebuie să decolmatăm, aici nu mai e fundul cum trebuie. Nu tot acolo? Eu vă spun că noi, prin lege, nu putem interveni neautorizat în Albie. Păi eu știu. Este cineva... În zona infracțiunii, dacă faci lucrul ăsta. Lăsați-mă cu zona infracțiunii. Că eu dacă e să luăm pe zona infracțiunii, a trebuit să... Cum se cheamă aici, unde treci spre Hanul Ancuței, podul ăla? La Tupilaț. Podul ăla care stă așa cumva în aer. De la Tupilaț până în zona Romanului, infracțiune scrie peste tot, dar nu e aplicată. Dar sunt alte instituții care ar trebui să aplece mai atent asupra acestei problematici. Cu siguranță o fac, pentru că în contextul în care tocmai am discutat despre secetă și despre problemele din captările subterane de la Roma și la Târgu Neamț, am apelat și la Autoritatea Supremă în domeniu, INHGAO, este o instituție centrală, este Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, este echivalentul ANRM pe partea de gestionare a apei din subsolul României. Institutul de elenistică. Fără ei nu putem face acele studii aferente captărilor și ei ne dimensionează zonele de protecție cu regim sever sau de regim de protecție sanitară sau regimul celălalt extins. Ei dimensionează debușeile de apă, au istoric, fac periodic acele evaluări ale surselor de apă. Discută într-un context că sunt sub umbrela Ministerului Mediu, Apele Române, ei și structurile locale, ABAS sau SEGHEA, dacă vorbim de cele județene. Cu siguranță cred că au și pe agenda discuții vis-a-vis de funcționarea și Eu zâmbesc. Problema apei trebuie rezolvată, deci înțeleg așa, este acest institut care este așa ca un fel de cloșcă la Ministerul Mediului. Au cei mai buni specialiști. Eu nu neg lucrul ăsta. Deci ei sunt acolo ca un fel de cloșcă la Ministerul Mediului, care probabil e cloșca supremă, după care avem niște găini mai jerpelite sau nu la nivel local, care găini, la rândul lor, au puișori care ar trebui să fie atenți când autorizează ceva. De la cloșca supremă la puișori, te mănâncă sfinții. Și ajungem în situația asta. Să spunem noi, domne, știți, fundul s-a ridicat cu un metru. Da, ar trebui să ieșim din poezia asta, să constatăm și să mai și facem ceva. Păi ce să facem? Păi ce să facem? Vizibilă asupra funcționării ce să facem, domnul Angheluț? Păi cred că e bine să ne uităm în zona de autorizare cel mai bine. Păi asta spunem și noi de atâta timp. Dar de ce nu se uită nimeni în zona de autorizare? Că e prea scump? Sau e prea greu? Sau trebuie să ai curaj? Cred că puțin din fiecare. Și vis-a-vis de modul în care APASERV parcurge o mică parte din acest traseu,
Eu am ales de fiecare dată să nu dau aprobări balastierilor, doar să le spun dacă se suprapune sau nu perimetru acelei exploatări cu zona mea de protecție cu regim sever sau sanitar. Domnul Angheluță. Și să le impun condiții atunci în cazul în care sunt prin diverse procese tehnologice apar acele poluări de cursuri. Spuneți-mi mie, dacă ați fi șef la institutul ăla, care tot a zis noastră, sunt institute multe în țară. Institutul Național de... Ce-o fi el, da. Da. Și vine la dumneavoastră cu o problemă, o asociație, gen ADI. ADI Aqua. Nici nu mai știu cine e șef aici. Că, na, la ADI funcție... Aqua, domnul vicepreședinte. Nu mai e domnul Miron? Sau cum, Radu Tudorel? ADI Aqua are o nouă conducere. Are o nouă conducere, e bun. Deci, ADI Aqua, da? Sau, cum stau cu ăștia de vorbă, sau îmi vine Consiliul Județean, pe care îl bag mai tare în seamă, politic vorbind, ca influență? Eu, ca director al operatorului, eu am făcut demersul și am contactat din nou. Păi, dar de ce nu s-a dus ADI? Eu operez, eu știu ce mai de ce probleme. Nu s-a dus ADI? Că ei sunt autoritatea... Tutelară. Tutelară, forul tutelar, pădurea tutelară. Eu zic că sunt. Apropo și de altă discuție, cine este acționar majoritar, cine este autoritate tutelară. Sigur, calitatea de autoritate tutelară pentru supravegherea modului în care funcționează operatorul este ADIA. Păi asta vreau să spun. Pentru că acolo adică... se votează toate planurile de investiții, acolo se votează bugetul, se avizează organigramă, stat de prețurile funcție, se duc spre... se duc în dezbatere, deci... tot acolo. Haideți și acolo un pic să punem lucrurile în făgașul lor normal. Dom'le, hai să vedem ce fac ăștia de la ADI, în afară de faptul că acolo sunt niște oameni numiți de cele mai multe ori pe bază de carnet. ADI de Aqua, profesionist. ADI Aqua... De profesionist. Nu, am zis, al carnet. Nu știu la ce v-ați gândit. Am văzut că v-ați încruntat nu, așa. Eu cu ADI Aqua am avut tot timpul o colaborare bună de când sunt director, atât în mandatul trecut, cât și acum. Consider că au un rol important. Poate. Nimeni tot spune că nu. Tot în spiritul celor discutate este ca tot membrii comunităților în care operăm să se aplice cu mai multă seriozitate atunci, fără să dau sfaturi. Eu vreau să le fiu un partener, deci nu vreau să vorbesc de pe domnul o poziție Angheluță mai înaltă, doar să le spun că suntem într-o conjunctură în care trebuie toți să ne punem mintea la contribuție, că cred că e cea mai bună formulare, să ne vedem acolo nu doar de formă. Păi aici e problema. Să punem niște planuri să ne ține, pe hârtie, să ne ținem de ele, să le finanțăm Angheluță și să le punem în practică. Eu sunt șef la ADI Aqua. Nu ne va ierta niciodată. Eu sunt șef la ADI Aqua. Și dimineața mă trezesc. Nu știu când ajung la serviciu, că asta e o fundație mai mult, așa, o asociație. Este, are da? Regim de ONG. Da. Da. Are regim de ONG, da. Îmi deschid calculatorul, fac cafeluța sau ceaiul, depinde, că sunt și oameni mai fini acolo și văd, băi, iar am de la Apaserv întreruperi, iar avem probleme la Roman, iar avem probleme la Târgu Neamț. Băi, eu în afară de faptul că le constat, eu ce fac? Ia hai să vedem, la Roman, că tot avem o parte a conducerii județului sau oameni importanți sigur, din sigur. Roman. Băi, de când e problema asta? Ia hai să vedem. Avem un metru de la fund, la fundul râului. Nu ar trebui să fac eu, în calitate de autoritate tutelară, o plângere, nu neapărat penală, o plângere, să spun, domne, cineva nu și-a făcut treaba aici și să fac eu plângerea. Nu să aștept să vină Bacăul sau Iașul pe trei litere să caute. Da. Eu văd, v-am spus exact ca la început, într-un context în care putem să ne dăm mâna să punem aceste probleme pe tapet, repet, împreună. Indiferent cine, cum suntem, cum bun. Ne cheamă, care-i numele, prenumele. Nu putem altfel. Eu sunt de acord. Nu putem Eu altfel. Sunt de acord, dar și aș vrea să-i văd context, și pe ăștia făcând și asumându-și. Vorbim de toți actorii.
că vorbim aici și de cei care autorizează și de cei care controlează tot ce înseamnă problematica apei, de cei care sunt răspunzători de planurile de investiții, de cei care au decizia politică în mână la un moment dat. Nu mai merge cu aruncatul mingii dintr-un teren în altul. Aia se face pe un teren, că e de tenis, că e de masă de ping-pong sau altceva. Aici lucrurile au consecințe grave și deosebit de grave, că vorbim de asta spun și un eu. Serviciu vital pentru toți. Asta spun și eu, dacă sunt consecințe grave și deosebit de grave, nu e normal ca cineva să vadă eu v-am cu acte în mână. Intenția mea. Mai mult decât atât, la construcția acestui buget, la masă vor fi toți decidenții. Și când voi merge cu el în AGA ADI, la fel. Voi fi la masă cu toți decidenții într-o un demers pe care o vreau, cât de transparent și centrat pe nevoi reale. Nu vorbim aici de cât de nevoi reale de înlocuire rețele, de schimbat debit metrii, de adus în anul 2023 multe din lucrurile de supraveghere, de management, presiuni și debite, lucruri care nu prea lucruri pe care nu prea putem să le facem singur și repet că singur nu putem face nimic decât și cu aport local. Ăla puțin cât există. Puțin cu puțin de la fiecare se face un pic mai mult și mai bine. Bun, haideți să vorbim despre... Și în ianuarie poate am să mă întorc cu un plan pe care mă angajez să-l pun în practică și sper să, la sfârșitul anului să avem mici progrese acolo unde lucrurile trebuie într-adevăr schimbate. Haideți să vedem cum e cu partea asta de... plan de dezvoltare. Tot în planul de dezvoltare este important în pentru luna, mine, în luna aceasta, ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat luna trecută și luna asta? Pe ce puteți opera? În primul rând, dacă tot am povestit așa într-o notă mai sumbră în prima parte, eu vă spun că în septembrie Apa Selva a făcut profit. Asta după o perioadă lungă în care nu a fost profit. Profit operațional sau profit contabil? Profit operațional, închis în luna cu un profit. Profitul operațional știți că este mai greu, cel din exploatare, cum îi spunem noi, este mai greu de obținut, dar a făcut profit. Fără artificii contabile, dacă la asta vă referiți. La asta mă referam. Din ianuarie 2022, operatorul nu a mai avut profit. Dar a fost și într-un context în care a fost aprobată acea strategie multianuală de schimbare de preț și din septembrie am facturat cu un preț mai mare. Prețul, mult discutatul preț schimbat al apei din vara anului ăsta. Mai mult decât atât și octombrie din cifre preliminare se va încheia tot cu profit. Nu este scopul meu să fac profit ca eu să culeg roadele unui eventual procent care este parte din contractul meu de mandat. Pe departe, pentru că suntem departe și de momentul respectiv. Dacă reușim să o ținem așa profitabilă, putem recupera o pierdere importantă de 21 de milioane de lei de în vreo 6 ani. De cât 21 de milioane? În vreo 6 ani. Deci vorbim și de consecințele inacțiunilor contextului în care nu s-au aprobat prețul la așa și așa mai departe. Dar este un semn bun că se poate. Că dacă reușim împreună și eu mulțumesc colegilor că mi-au stat mulți alături și am reușit să ajungem într-un moment în care putem să ne facem să fim mai optimiști un pic. Am reușit într-o negociere cu sindicatele că organizația nu face doi bani fără oameni. Și oricâte echipamente ai avea tu și de ultimă generație să fie și conductele să fie noi, dacă nu ai oameni pricepuți să-ți opereze aceste conducte, să intervină la avarii prompt, să facă lucrurile programate și fără oameni nu și poți. Deci ești condamnat la eșec. Ce ați făcut cu sindicatele? Am inițiat și acolo un act adițional, în ciuda faptului că dacă eu vreau să stau liniștit până în vara anului viitor, contractul colectiv de muncă era semnat, parafat, acceptat de toate părțile și putea să meargă și așa, dar am văzut nevoile reale ale oamenilor, modul în care nu recrutăm de pe piață, nivelul salariilor celor care și ați mărit salariile. Fac activitățile de bază și am reușit să ajungem la un final fericit și toată lumea va avea o creștere din luna decembrie de 17%. Eu zic o creștere importantă. Acoperă în mare parte și 13,8% avansul inflației din acest an, cu o perspectivă nouă de a renegocia atunci când este cazul și lucrurile, situația financiară ne permite să o fac de fiecare dată când este oportun și legea ne permite. Câți bani aveți de cheltuit pe ce ați semnat pe planul acesta, poemul ăsta?
Păi, haideți, v-am spus, eu am să-i spun proiect major, dumneavoastră îi spuneți cum doriți, dar a fost o oportunitate fantastică să reușesc să prind acest bine, tren. Bine, cât aveți? Și să 20 și licitațiile. Cât? Bun, 15 milioane. Ați făcut licitațiile? Licitațiile le-am făcut, sunt două licitații pe cele mai mari contracte de lucrări în derulare. Și vom avea câștigători, dacă comisia se mișcă așa cum trebuie, săptămâna asta pe contractul de lucrări 1 vom desemna și un câștigător. Lucru foarte important. Să sperăm că în continuare... Contestații, vă așteptați? Sunt mai mulți care au ofertat? Nu. Sau e unul singur? În cazul contractului de lucrări, unul de asta pot să zâmbesc un pic, pentru că fost unul singur. Un singur ofertant. Lucrurile sunt publice și sunt bine, în evaluare finală. Unde sunt mai mulți ofertanți, de obicei ești un pic mai ponderat, pentru că este dreptul fiecărui ofertant să facă aceste contestații și atunci lucrurile se lungesc foarte mult și pun în oglindă un operator care a semnat undeva în tandem cu noi acest contract. Nu suntem singuri, mai sunt 7 județe în țară care din varii motive nu au reușit să aplice pe POIM când lucrurile au fost oportun de implementat. Dar niciodată nu e prea târziu și vă spun că și POIM-ul, așa ca și program, are mari probleme în implementare. Bine, pentru că vorbim de alt context, de modul în care se implementează programe. Pe mine mă interesează... Monstru în sensul că sunt programe foarte complicate și foarte... Bun, dar acum, deci dacă să spunem că pe 10 avem un rezultat, există vreo posibilitate ca până pe 31 decembrie... Aici să se deconteze ceva? Aici suntem într-un context în care se termină un program de finanțare și începe altul. Nu, eu vorbesc acum. Puteți cheltui bani până la 31 decembrie? Noi avem aceste contracte cu clauză suspensivă, da? Dar am avut posibilitatea să le scoatem că avem certitudine acestei finanțări și acestei translatări a programului pe perioada următoare. Modul în care se face translația încă nu știm. Sunt ghidurile PDD de fazare, etapizare, încă în dezbatere publică și așteptăm vești de la minister cât mai repede, ca să știm și noi mai departe cum procedăm cu aceste contracte. Când efectiv le putem semna să se intre în execuție și ce se întâmplă cu sumele necheltuite, alocate... Nu, pe mine mă interesează dacă puteți cheltui ceva în decembrie. Foarte puțin, doar pe resursă umană, partea de publicitate care a fost aferentă conferinței inițiale, deci sunt sume foarte mici, se cheltuie ceva bani, vom avea cerere de rambursare, dar nu atât de mult pe cât ne-am dorit noi. Pe cât era dar să nu uităm că eu când am venit am găsit programul, cum l-am găsit, asta am știm. Avut o rundă fierbinte și foarte, foarte intensă de răspundere la clarificări, am semnat contract în 15 ianuarie, pe lângă contract am semnat această aplicație de finanțare care este din start etapizată și cuprinde toate sumele. Deci vom merge cu ea în următoarul program de finanțare, sperăm cât mai repede. V-am spus, la nivel de minister, deocamdată nu avem un ghid oficial, plus că la Comisia Europeană acum se discută cum se vor face compatibilizarea ale acestor prevederi noi, că vorbim de prevederi noi pe zona de mediu și pe modul în care se face dimensionarea pierderilor de apă. Deci noi metodologii care probabil vor mai dura, vor mai lua o lună, două, trei, ca să poată să fie transpuse exact pe următorul program. Partea bună este că noi suntem în prețuri curente, avem prețurile actualizate la septembrie. Nu mai trebuie să trecem încă o dată prin acea actualizare de linii bugetare care este foarte mare consumatoare de timp. Iar pe partea de mediu să sperăm că nu vom trebui să se vorbește de o evaluare accelerată pe mediu, pe noile coordonate. Dar ideea de bază cred că rămâne la fel, să faci investiții având în vedere protecția mediului, dacă vorbim de tot ce înseamnă reconstrucții la aducțiuni, economie de energie dacă vorbim de surse regenerabile și așa mai departe. Încă sunt multe, multe elemente care ne lipsesc și pe care le vom primi în perioada următoare de la minister. Repet, cel mai mare succes este că am dat drumul și vom licita în continuare, avem ok-ul de la minister să licităm toate contractele de lucrări. Deci asta este un semnal extraordinar. Deci acum este 1, zona 1, contractul de lucrări 1, 2, începe 2, care este? Tot zona sud, că sunt două zone și se fac și extinderi. Dacă mergem până la Podoleni, Radio va avea rețea nouă, reabilităm captările, foarte important, avem nevoie de reabilitare în captări.
atât pe Vaduri, cât și pe pe zona 1 aveți și în Piatra schimbări de conducte și Piatra, sau dezvoltare. Dar vorbim de aducțiuni. Aducțiuni. Cum ești cea de pe... Începem cu a aduce apă în zonele respective. Iar după asta să dea Dumnezeu să mai prindem și bucăți de finanțare din PDD, de ce nu, pe reabilitare în zona urbană. Asta și cu, combinată și cu un efort la nivel local, cu siguranță vor aduce rezultate foarte bune în viitor. Vorbim de un orizont de așteptare realist, decembrie 2026 și chiar prima parte a anului 2027. Tot primesc întrebări și trebuie să... Deci lumea întreabă ce se întâmplă cu Traianu, dacă îl veți prelua cumva până la zona asta unde se... Preluarea, integrarea unei conducte într-o rețea care are și conductă veche și conductă nouă niciodată nu poate fi benefică și toți au temeri că presiunea de acolo, de la momentul în care facem interconectările, vor afecta segmentele celelalte vechi. Este un lucru absolut normal să se întâmple, așa cum de fiecare dată ai avarii în zone vulnerabile. Pe segmentele sănătoase de conductă, cu siguranță nu ai, acolo unde conductă nouă și vecină sau conducta veche este sudată pe o conductă... Ce se va întâmpla? Vom trăi cu avarii în continuare, așa cum ne-am obișnuit să trăim cu ele. Să sperăm că nu vor fi de mari dimensiuni și că am depășit oricum niște segmente critice, pentru că noi nu acționăm în orb. Și avem un registru al avariilor, știm foarte bine care sunt segmentele din aducțiuni care sunt cele mai expuse la avarii. Am avut tronsonul ăsta, Bulevardul Traian, nu degeaba a fost schimbat, pentru că a fost în planurile comune ale operatorului cu primăria și foarte bine s-a făcut că s-a schimbat, pentru că aici am avut și cele mai mari avarii. Și atunci ne dăm seama că poate celelalte segmente de conductă sunt un pic mai sănătoase. Rămâne să facem și să vedem, pentru că aici nu avem o garanție 100%, atâta timp cât vorbim de conducte care sunt foarte vechi și oricând pot să apară surprize. Un singur lucru vă spun, avem experiență din plin să gestionăm situații genul ăsta și sperăm să nu fim în situații mai complicate cu avarii pe Premo, cum a fost în trecut în anii 2013-2014, dacă vă aduceți aminte, când s-a intervenit foarte greu și a durat vreo săptămână, a fost un disconfort atunci chiar în municipiul Piatra Neamț. Deci, întrebările care vin, de exemplu, îmi treabă cineva în Comuna Ștefan cel Mare, de ce nu este apă? În Comuna Ștefan cel Mare avem iarăși probleme, pentru că sunt niște zone înalte, dar le-am reglat bine de tot, că am schimbat niște automatizări acolo, am vorbit cu primarul, am vorbit cu preotul din localitate, suntem în contact cu ei și... Eu zic că acolo problema s-a îmbunătățit foarte mult. Au fost probleme de automatizare acolo, au fost probleme de apă, că nu exista o apă în rezervare și v-am spus și o rețea destul de deficitară, vorbim de rețele construite la nivel local. Cu foarte multă politețe, doamna Chistor Mihaela Lidia întreabă, când schimbi conducta preotești Târgu Neamț? Când încep lucrările? Lasă tehnică, te pricepi. Deci este și pe site. Deci eu am sperat. Când schimbi, domnul Angheluță? Nu o să schimbi Vlad Angheluță, va schimba un constructor desemnat printr-o procedură legală de licitații. Sper ca lucrul ăsta să se întâmple cât mai repede. Dacă vorbim de această necunoscută cu translația pe fondurile astea europene și cu modul în care se vor finanța aceste lucrări, odată, sper ca până la sfârșitul anului să avem șantier acolo pe partea de finanțare europeană, iar pe partea de suplimentare debit, că vorbim, cum am spus la început, de două conducte, să putem vorbi de o finanțare în cel mai scurt timp posibil. Da. Întrebare, o punem și pe asta, dacă poate Bogdan, Rodica Socea. De ce așa un preț mare la apă? Cu semnul întrebării 3. Cu trei semne întrebării. De fiecare dată este... întrebare light motiv, dar lumea ar trebui să se uite că nu e cel mai mare preț la apă din țară. Suntem pe locul 15 în țară. Autoritatea Națională de Reglementare sau pur și simplu o căutare pe Google, dacă doar trebuie să punem acolo top preț la apă în România, ne duce direct pe site-ul ANRSC sau pe articole de specialitate, le arată tuturor clienților APASER, tuturor celor interesați că nu suntem în poezia trecută, nu mai suntem în top 5 în România, suntem pe locul 15 în țară la apă. Vorbesc de informații de acum o lună de zile.
Deci nu mai putem spune tuturor că avem cel mai mare preț la apă. Din potrivă, suntem în Pluton și suntem în mijlocul Plutonului, având în vedere că sunt vreo 40 de operatori la momentul ăsta la nivel național. E normal ca apa să aibă un preț, să aibă un cost, presupune captare, presupune consum de energie, presupune activitatea intensă a unui colectiv important cu specialiști, presupune aducțiuni, presupune rezervoare, vane, presupune un dispecerat care monitorizează 24 de 24 treaba asta. Presupune foarte importantă componentă de mediu să epurăm aceste ape uzate, că le colectăm și le epurăm. Cum reușim foarte bine în zonă rurală, chiar cu puține resurse, în zonă urbană foarte bine, în zonă rurală cu mari provocări și acolo. Vorbim de 2000 de kilometri de conductă. 2000 de kilometri de conductă sunt rețele impresionante, sunt 44.000 de branșamente. Lucrurile astea nu pot să vină fără costuri. Uitați-vă și acasă, oamenii care și-au mai pus puțuri forate, pentru că au fost forțați de împrejurări, mai ales în zonele în care am avut într-adevăr probleme mari în alimentare, și au făcut o comparație și nu-i chiar gratis să ai un hidrofor acasă, pentru că ăla îți consumă energie, ăla necesită și el îngrijire, mentenanță, schimb de piese și așa mai departe, da? Filtre și așa mai departe. Nu există, asta este o chestiune poate larg răspândită în zona asta publică, apa este de la Dumnezeu și trebuie să o avem gratis. Da, poate fi făcută politică socială, eu nu am o problemă de genul ăsta, și să fie inclus în taxe și impozite. Poate este momentul să regândim modul în care facturăm apa, să nu mai facturăm, să nu mai fie un serviciu social. Din punctul meu de vedere, și operatorii n-ar trebui duși în zona asta excesiv mediatizată de a fi profitabil, cât mai degrabă de a satisface o nevoie publică, o nevoie socială de bază. De a face un serviciu de calitate. Și vorbim de calitate, nu vorbim de profit cu orice preț. Pentru că și aici se denaturează multe lucruri și poate și decizia managerială câteodată este distorsionată de abordarea asta care ne pune cu fundul în două luntri. Suntem și pe o lege a societăților comerciale, legea 31, dar și pe guvernanță corporatistă a companiilor capital de stat, ordonanța 109. Eu prefer să fim mai mult într-o poezie de genul prestarea unui serviciu de calitate pe criterii sociale și de mediu, cu eventuală includerea acestor servicii în taxe și impozite, cum au abordări mai multe state din spațiul comunitar european. Deja ne apropiem de final și la ora 10 noi trebuie să fim în altă zonă. Deci câteva comentarii, peste 10 ani același vorbe o să fie spuse, pot să pariez, păstrați video. Multă lume spune nu mai comparați prețul apei cu alte localități. Eu nu am ce să comentez aici. Nu trebuie să fim în top. Acesta nu este un răspuns. De ce să fim, să nu fim la coadă cu un preț mic? Ați contextul, explicat contextul despre ce funcționării este operatorului, l-am explicat și îl voi explica o de fiecare treabă dată. Extrem de interesantă, dar nu știu eu despre ce este vorba, dar eu îmi fac datoria să vă întreb cât de dese sunt deversările accidentale la stația de epurare de la Roma. De fiecare dată când am avut probleme, noi avem o procedură și notificăm Apele Române. Este prins în procedură o eventuală deversare pe... Sunt dese. De când sunt eu director, s-au întâmplat două ori aceste deversări datorită unor întreruperi în furnizarea curentului electric. Dar se face... Backup se face. Curentul electric nu există? Backup nu există, n-a existat. Mai avem doi pași și cumpărăm un generator de foarte mare putere ca să alimentăm sistemele vitale ale stației, ca să nu mai facem aceste deversări în regim de urgență. V-am spus, sunt pe bază de derogare. Vedeți de ce sunt bune aceste întrebări? Dar orice întrebare e binevenită. Aici nu cred că există într-o dezbatere genul ăsta o întrebare greșită, indiferent de ce natură este ea. Și eu, pe măsura posibilităților mele, răspuns sau dacă nu revin. La fel o fac și la audiențe. Apropo că am avut audiențe, am program de audiențe în fiecare luni de la 10 la 12 la sediu regional. Dacă situația o impune, merg și în teren, adică merg pe zonele de operare. Astăzi nu am avut nicio audiență. Asta înseamnă că nicio înscriere în audiență, asta e un semn bun, din punctul meu de vedere. Avem și puțin sos în apă, dar nu mai am timp acum să mă ocup de el. În general, aș prefera să nu facem, să nu ne promovăm ca persoane în comentarii pentru politică. Da, ne oprim este aici. Inevitabil. Da, este inevitabil. Câteodată este inevitabil. Câteodată este inevitabil. Mulți se cațără și politică. Da, bun.
Ne oprim aici cu emisiunea. Mulțumesc pentru participare. Sper să fi lămurit câteva lucruri. Dacă nu, ne-am mai vedea. Sănătate. Cele bune, oameni buni, sănătate. Mâine, emisiune de la 8:30 pe un proiect interesant. Numai bine. Sănătate.